mască și cu căciulă, dar altul e fără mască. Nu purtați mască! Nu purtați mască! Cu colegul alături, ce sunteți familie? Da, pentru că e auto specială de poliție. Sau ați privatizat-o. De ce nu poartă colegul mască? Nu vreți să-l amendați că încalcă legea 55 de ani de anțărți? Era cu dumneavoastră până acum. Și e autovehicul de serviciu, sunteți amândoi acolo. La locul de muncă, în spațiu public, trebuie să porți mască, nu? Conform legii 55. Din 2020. Și-a pus masca pe barbă. Și nu știu de ce nu pornesc girofarul, pentru că ei stau în banda de mijloc. Creează impedimente pentru transport și situații de accident. Cei din spate nu știu că ei staționează, n-au nicio lumină aprinsă. Și poate să fac o bocănă. Iar trebuie să aibă girofarul pornit, că sunt misiune de serviciu. Dar ce să cer de la poliția sector 6? Chiar primarul Ciucu zicea că sunt cam analfabet și responsabil. Mai ieri m-au amendat 1000 de lei fix la primărie sector 6 în timp ce protestam. Ei zic că am tulburat liniștea, sfânta liniște publică. Dar le-am arătat dovadă că am notificat primărie că fac protest. Ca să vă dați seama ce calitate au polițiștii locali. Acum și-au pus masca și pe față. Bravo, băi! Deci noi avem obligația să o purtăm tot timpul. Și pe bună dreptate, că e pandemie și risc de infecție. Dar voi o purtați numai când vreți. Dacă o să se întâmple acum un accident, o să zic că e din cauza mea. Nu din cauza lor, că stau pe banda HET din mijloc. Cred că l-au amendat pe asta că a parcat mașina de transport de gabarit mare, parcat pe mijlocul drumului. Vă amendează? Nu cred, da. Nu știu, păi, dar de ce s-a oprit? Credeam da, că pentru mine. Da, a făcut cineva pentru mine, da. Ah, i-au chemat, am înțeles. Da, și că i-a chemat cineva. Păi e cam ilegal. N-ai unde, de chemat. Înțeleg, n-ai de acord, da. Pe mijlocul drumului. Care e mijlocul drumului? Mașina asta până în mijlocul drumului la joc. A, bine, da, dar și ei uite cum stau, și n-au girofarul pornit, n-au nimic. Măi, zice că e stație taxi, păi și aici e stație taxi. A, da, chiar, ia uite, da, cu galben ăsta. Da, da. Nu ai unde, eu lucrez aici așa în blocul ăsta și n-ai nici în față acolo, așa e fur, n-am venit eu să stau. Da. Am luat ceva mobil și... De seară să vreau, acum de montanță. Da, da, aici e tare rău, tot aici. Își fac și scandalul ăla. Așa e București, așa e... Da, așa sunt toate orașele mari. Cineva a făcut reclamație. Probabil din șoferii de taxi care ar vrea să folosească stația. Nu? Uite, nu e nicio mașină de taxi aici, sunt numai mașini parcate. Nu am văzut să stai pe aici, n-am. Pentru că nu prea sunt pasageri în locul ăsta. Este metrou, acum toți duc cu metrou. A, bine, mă, acum s-o găsit pe asta.
că au pornit măcar luminile de avare. Și a scos el masca că să-mi ne duce, nu poate înjura cu masca. Ce, l-a avertizat, nu l-a amendat. Nu l-a amendat, l-a avertizat. Nu l-am amendat, zic, că l-a avertizat doar. Pe cine? Pe șofer. Că v-am mulțumit. Dar dumneavoastră ce vreți să vă luați? L-am întrebat. Comunicam cu dumneavoastră. V-am mulțumit și am crezut că nu l-am amendat. E secret de serviciu ceea ce fac. O, da, mare secret. Nu sunteți în serviciu public, nu-i periculos stați așa pe mijlocul drumului. N-aveți girofarul. De acord, dar n-aveți nici măcar girofarul pornit. Mai mare pericol creați noastră cu mașina asta. Și cu masca pe barbă. Cu masca pe ce? Pe barbă, uite cum stă colegul. Așa se poartă masca. De singură în auto. Da, până intri dumneata. E mașină de serviciu. Dar cu ce scop ne filmați voastră? Ca să vă arăt la televizor. Cum se comportă, da, poliția de sector. Un document să-mi dașim. Pentru ce? Că aveți un comportament dubios. Dar dumneavoastră aveți un comportament super dubios, nici măcar nu vă prezentați. Agent Petcuț mă numesc. Cum vă numiți? Agent Petcuț. Petcuț. Și un aveți agent? O legitimație? Da. Un agent care v-a mai sancționat pe dumneavoastră. Vă rog să arătați legitimația. Agentul Petcuț, da, dar cum altfel? Pot să mă legitimez așa fără să te legitimez dumneata? Păi da, mă legitimez. Hai, legitimează-te și motivează de ce mă legitimez pe mine. Păi am un comportament dubios, da. Cât de dubios? Foarte dubios. Ia uite, stau cu bicicleta. Prin vestimentație, prin comportament. Vestimentație și comportament polițistului Petcuț, care m-a mai amendat, îi se pare că e comportament dubios. El e cam incompetent, înseamnă, pentru funcția asta. Petcuț m-a mai amendat. Și România o să plătească despăgubiri pentru comportamentul lui Petcuț. Cel mai probabil e incompetent. Și am spus agent Petcuț cum vă. Vă rog să arătați legitimația. E suficient când am spus agent Petcuț. Dar vă rog să spuneți care e motivul să mă legitimați. Că așa vreți? Da. E un motiv ilegal, mai ales că mă știți. Mai ales că aveți datele mele, m-ați mai amendat. Cu toată lumea, cu toți din... Serviciul de ordine public, aveți ceva. Ce v-a făcut? Pentru că staționat în loc periculos acum. Ce periculos? Ia uite, în mijlocul drumului. Dumneavoastră, de ce nu stați pe o pistă pentru ce vedeți și stați aici? Eu stau unde vreau, că sunt pe pietonă, sunt pe jos, ia uite, stau unde vreau. Nu mai mă trebuie să fiu. Aici trebuie să mergeți dumneavoastră. Dar eu nu merg acum, eu stau. Păi și aici trebuie să stați. Da, amendați-mă pentru asta. O să aveți sancționat. Bine, bine. Și cum o să scrieți? Că stătea cu bicicleta pe trotuar. Ia uite, a pornit și girofarul, wow! A pornit și de... Pentru refuz de legitimare. Eu nu refuz să mă legitimez, mai ales că mă știți. Eu vreau să știu pentru ce mă legitimați. Temei legal. Pentru că aveți un comportament dubios. Ce este motiv de legitimare că am comportament dubios? În ce fel e dubios? Că stau pe trotuar și că vă filmez? Da. Și ăsta e dubios? Sunteți dubios, da. Am înțeles. Foarte dubios. Bine că nu mă împușcați, că aveți pistol. Nu, n-am de ce să vă împușc. Păi da, că ești dubios și periculos, poate ești terorist. Asta e o faptă de natură penală. Exact, nici măcar contravențională. Nici măcar contravențională. Ba da, că refuzați să vă legitimați. Nu refuz, mă. Eu am dreptul ca organ să vă legitimez. Nu aveți dreptul. Dacă nu vă legitimați, dacă nu vă arătați legitimația, nu sunteți din poliția locală. Apoi pot să legitimez pe oricine, cred eu că e suspect. O haină de poliție oricine poate să fure sau să cumpere. Și mașină și tot? N-ați văzut mai ieri, au intrat în casa omului și au zis că e poliție. L-au pus în fața la pământ, da? Dar eu nu vreau să-mi asum, eu nu vreau să-mi dau datele, eu datele personale poliției? La oameni necunoscuți, nu vreau să le dau. Faceți niște acuzații foarte grave, că am furat mașina poliției. Grav. Cum să fur mașina poliției? Că timp nu vreți să-mi arătați legitimație, vă prezentați polițist pe Petcuț, eu de unde știu cine sunteți? Deci v-am spus, o să aveți sancțiuni. Pentru ce, domnul Petcuț? Pentru refuz de legitimare. Dar nu refuz să mă legitimez. Eu mă legitimez dacă îmi arătați dumneavoastră legitimația și îmi spuneți pentru ce mă legitimați. Altfel, dumneavoastră vă depășiți atribuțiile și o să fac o plângere penală pentru depășirea atribuțiilor de serviciu. Aveți un comportament dubios? Ce e dubios? Ce e dubios? Că stau cu bicicleta pe stradă. Ce e dubios în comportamentul meu? Dubios. Cum e vestimentația mea? Așa, prin... Ca am mască, da? Asta e dubios. Nu, nu. Sunteți incompetent, domnul Petcuț. De ce sunt incompetent? Pentru că folosiți astfel de termeni. Cum e? Cum să fie dubios, om? Prin ce? Prin vestimentație? Am cască de bicicletă. Vă opriți așa instantaneu și vă luați... Tu oprește omul instantaneu și asta e dubios?
Asta e dubios? Într-un stat normal? Într-un stat democratic, legal? Ce fac? Nu mai trebuie să aveți cameră? Am și eu cameră. Are toată lumea are cameră. Toată lumea are cameră, da. Dar eu filmez abuzurile polițienești. Și acum am constatat că faceți o ilegalitate. Eu stați pe mijlocul drumului. Materiale și erați fără mască. Cum adică sunt fără? Și erați fără mască. Cum eram fără mască? Colegul dumneavoastră și v-a rugat să-l amendați că încalcă legea 55. Asta e și de competența dumneavoastră. Nu are mască. E de competența dumneavoastră. Da, uitați-vă. Cu masca pe barbă. E singurul mașină. Chemați întărit. Întărit? Da, păi. Dacă sunt atât de dubios. Sau scoateți pistolul și împușcați-mă. Ca să scăpați de o grijă. Ce nu m-am amendat așa? Thank you.